Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi vreau să vă explic ce ai putea să faci în momentul în care este foarte multă gălăgie în jurul tău, mai exact în mediul online, nu știi către ce investiții să mergi și de multe ori toată această gălăgie aduce pe termen lung pierderi. Mai exact în anul 2021 am fost contactat de o persoană care exact această întrebare mi-a pus-o. Marius, nu știu în ce să merg pentru că unii propovăduiesc cripto, unii propovăduiesc companii de tip growth, unii vin cu NFT-uri și tot felul de lucruri de acest gen și eu nu mai știu ce să fac. Răspunsul meu a fost unul foarte simplu. Aplică testul timpului. Ăla este cel mai bun sfat pe care ai putea să îl dai unei persoane. Și astăzi o să vă aduc câteva informații care să vă clarifice acest lucru. Mai exact, dacă am luat ultimii ani în calcul, am putea observa pierderi colosale pe anumite proiecte, pe anumite companii care au fost ridicate în slăvi de tot felul de influenceri, dar ce să vezi, dacă te-ai fi dus în acea direcție, ai fi avut pierderi masive. Cum ar fi un proiect de genul NEM. NEM de la All Time High a avut o scădere de 98,5%, LTC, Litecoin-ul, acel coin care ar avea halvingul și ar trebui să ajungă la All Time High în acest an, are o pierdere de la All Time High de 80%, IOTA, care din nou o pierdere de 97%, EOS, o pierdere de 96% și Dash, 98%. Am ales doar câteva proiecte pentru a nu face acest clip de 7 ore, pentru că aș fi avut material să vă aduc, dar haideți să luăm puțin și bursa de valori. Dacă ai fi mers în ultimii ani în DraftKings, o companie mult prea ridicată în slăvi în ultimii ani, de la un all-time high ai fi avut o pierdere de 60%, Wipet, care ți-ar fi adus pierderi de plus minus 80%, Peloton 95%, asta deja este maxim posibilă, la cât de mult a putut să scadă această companie de la aproximativ $200 per acțiune, compania Zoom, care la fel pierderi de plus minus 70%, NIO, la fel companie ridicată în slăv de youtuberi, pierderi de 60-65%. Și acum ați fi spus, păi bine mă, și dacă în ăstea n-ai fi mers, în ce ai fi putut să mergi în aceeași perioadă? Rețineți, nu vorbesc de sute de ani în urmă, ci vorbesc de aceeași perioadă, aceiași ultimii 5 ani. Păi haideți să vedem dacă ar fi funcționat testul timpului. Prima dată o companie fondată în 1892 a adus în ultimii 5 ani un randament de aproximativ 5% pe an și un dividend de plus minus 3% în fiecare an, iar în ultimii 5 ani ți-ar fi adus un randament de aproximativ 25%. Acum poate vor fi persoane care vin să spună, păi da mă, dar n-ai văzut inflația cât este de mare, ce fac eu cu 5% pe an? Pentru a închide gura la astfel de persoane, vreau să vă menționez că inflația medie în ultimii 10 ani în Statele Unite a fost de aproximativ 2,6%. Deci, cu un randament de 3% ai fi putut să bați inflația. Deja cu 5% eu zic că stăteai foarte bine. Această companie se numește Coca-Cola. Deci o companie fondată în 1892. O a doua companie a fost fondată în anul 1837. Această companie a adus în medie în ultimii ani 20% profit plus un dividend între 2 și 2,4% pe an. Deci în ultimii 5 ani ai fi avut o creștere de 80%. Rețineți, companie fondată în 1837. Mai mâine, poi mâine va face 200 de ani această companie și ea se numește Procter & Gamble. Dacă nu știți ce produse are această companie, o să vă las aici o imagine să vă faceți puțină claritate în aceste informații
să vedeți, mă, chiar merge să aplici acest test al timpului. O a treia companie a fost fondată în anul 1886. Această companie a adus un randament mediu anual în ultimii ani de 6%, mai exact 30% în ultimii 5 ani, plus un dividend între 2,5 și 2,75. Poate mulți ați auzit de această companie, ea se numește Johnson & Johnson. Companie, după cum am spus, fondată în anul 1886. O a patra companie a fost fondată recent, dar cu rădăcini din anul 1870. O companie care a reieșit din dizolvarea unui colos, Standard Oil, și această companie se numește ExxonMobil. Această companie a adus un randament mediu în ultimii ani de 9%, mai exact în ultimii 5 ani ai fi avut un randament total de aproximativ 40-45%, plus un dividend între 3 și 3,2%. Și ultima companie pe care vreau să o aduc în discuție este vorba de o companie fondată în anul 1806. Da, companie care are mai bine de 200 de ani a adus un randament mediu în ultimii ani de 3%, deci un total de aproximativ 15% în ultimii 5 ani, plus un dividend de 2,5%. Cu oricare din aceste 5 companii ai fi putut să bați inflația. Mai mult decât atât, când te numești investitor, te numești acea persoană care mergi pe metoda buy and hold. Știu că acum vor putea veni oamenii în secțiunea de comentarii să-mi spună, păi bine mă, dar ai ales doar proiecte care ar fi adus scăderi în piața cripto sau în piața de companii growth, dar nu te-ai uitat și la celelalte care au adus profit. Și mulți ar veni să spună Bitcoin. Dragilor, vreau doar să vă spun că din acest moment, dacă Bitcoin s-ar duce la all-time high, doar ar dubla banii investitorilor. Mulți investitori mici nu merg către astfel de investiții din simplu fapt că doresc un randament mai mare. Nu s-ar mulțumi cu dublarea sumei investite, deoarece așa este natura omului. Să obții cât mai mult într-un timp cât mai scurt și să mergi după gălăgia creată din mediul online. Dar vreau să aduc în atenția voastră că aceste companii pe care eu le-am menționat în acest clip au fost propovăduite în ultimii ani și cei care au urmărit acei influenceri poate au acumulat astfel de companii și le-au adus pierderi colosale. Este mult mai ușor să scoți din joc o companie precum proiectul Dash din piața cripto și să vii cu un alt proiect futuristic și să duci investitorii pe panta de pierdere decât să scoți o companie de nivelul lui Johnson & Johnson din piață care este înrădăcinată în viețile noastre. Este mai ușor să scoți din joc o companie de nivelul Zoom, care, ce să vezi, un soft care îți oferă posibilitatea să faci ședințe la distanță, să te vezi cu alte persoane și așa mai departe, poate apărea o altă companie care să aducă ceva în plus față de Zoom și i-a luat piața lui Zoom decât să iei piața lui Coca-Cola sau ExxonMobil sau Colgate-Palmolive și așa mai departe, deoarece ele au produse care sunt în viața noastră de zi cu zi și de multe dintre ele nici nu ne putem debarasa. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă aceste informații vă sunt pe plac, nu uitați să apăsați și butonul de like. Așa mă puteți ajuta ca aceste informații să ajungă la cât mai multe persoane și cei care vor fi interesați de astfel de informații să profite de ele. Și nu uitați, faceți-vă propriul research, deoarece eu nu sunt să vă ofer informații în ce să investiți, ci doar să vă aduc o idee de care voi să vă agățați, iar mai departe să vedeți dacă rezonează cu filtrul gândirii voastre. Nu trebuie să faceți copy-paste la ceea ce eu spun în aceste clipuri, ci să vă puneți rotițele în mișcare și să gândiți
în ce vreți să investiți în viitor. Eu vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare, mult succes tuturor!